toate rasele de animale domestice, to nu, toate speciile de animale domestice au printre ele rase care sunt foarte mici. Cele mai mici rase, cea mai mică rasă de câini, Chihuahua, știm toți. Cea mai mică rasă de pisici, cea mai mică, inclusiv vacile au o rasă foarte mică, undeva prin India, obținute. Evident, găinile nu puteau face excepție pentru că ele sunt cea mai răspândită specie de animale domestice. Cea mai mică rasă de găini din lume este Serama. Toată lumea a auzit de Serama. Cea mai mică rasă de găinuși. Iată aici o familie de Serama care, comparativ cu palma mea, da, se poate vedea talia lor. Deci, se poate vedea cât sunt de mari sau de mici. Mai bine spus că sunt de mici. Găinușele provin de la Hristian, bulgarul care este foarte cunoscut în regiunea noastră, în zona aceasta a Europei și nu numai, pentru că are ceabă foarte multe, dar iată că nu crește doar ceabă, crește și crește și serama. Așa se văd mai bine. Se vede că au fost o găinușă de anul trecut, o găinușă chiar de anul ăsta, mamă și fică, și cocoșul este și el tânăr, tot de anul acesta. Le e sete și foame, sigur că le voi da eu acum tot ce le trebuie. Vede poziția caracteristică rasei. Sunt mai înalte în picioare, nu sunt atât de scunde, dar sunt mult, mult mai mici decât Chiabu, care și Chiabu este o rasă mică, o true bantam. Și Serama este tot true bantam, adică pitica autentică. Sigur, ele stau aici doar pentru că le-am făcut un film. Vor merge la curte unde vor sta într-un coteț. Așadar, găinușii Serama.